Buzoienii care încă nu au depus cererile pentru ajutoarele de încălzire, dar care sunt intitulați să le primească, pot răsufla ușurați. Plimbările de la o instituție la alta au fost eliminate datorită unui protocol semnat între Direcția de Asistență Socială Buzău, Casa Județeană de Pensii, DGASPC și Direcția Economică a Primăriei. Deponenții de cereri trebuie doar să se prezinte la Direcția de Asistență Socială și să completeze formularul aferent ajutorului de încălzire. Verificările ulterioare intră în sarcina instituțiilor mai sus menționate. Instituția noastră a încheiat protocol cu Casa Județeană de Pensii, Direcția Județeană pentru Protecția Drepturilor Copilului, astfel încât noi, ca să venim în întâmpinarea cetățenilor de a nu-i mai plimba pe la toate instituțiile, să aducă acte doveditoare de venit, așa cum scrie în lege, noi avem posibilitatea să-i verificăm în baza de date pe care ne pune la dispoziție instituțiile respective. La fel se întâmplă și la Direcția Economică, de pe lângă Primăria Municipiului Buzău, și la Direcția de Finanțe. Deci oamenii, cei care au solicitat ajutor pentru încălzirea locuinței, nu au fost obligați să mai stea la coadă, să se mai ducă, să-și piardă vremea pe la aceste instituții. Noi ne-am dus și am verificat pentru fiecare caz în parte. Până astăzi, când a fost data limită de depunere a dosarelor pentru ajutoarele de încălzire pe luna noiembrie, au fost înregistrate peste 2000 de solicitări, dintre care cele mai multe vizează încălzirea cu gaze naturale. Ca o noutate, au fost depuse și 10 dosare care solicitau subvenția pentru încălzirea cu energie electrică. Am primit pentru ajutorul încălzirii locuinței cu gaze naturale aproximativ 2000 de cereri pe care sunt în lucru. Pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbune, petrolier sau combustibil lichid, am primit 180, iar ca o noutate anul ăsta s-a introdus ajutorul pentru încălzirea locuinței cu electrică și am primit în jur de 10 cereri până acum. Din cele peste 2000 de cereri, 70 au fost respinse din diferite motive. Au fost respinse aproximativ 70 de cereri, pe motiv că nu au făcut dovada cu actul de proprietate al locuinței, au introdus membrii în componența familiei, nefăcând parte din familie, fără domiciliu, fără o hotărâre de plasament, o hotărâre de încredințare conform legii, nu și-au declarat toate veniturile, sau când s-a făcut ancheta socială s-a constatat că nu locuiește efectiv acolo. În urma procesării dosarelor depuse, Direcția de Asistență Socială poate elimina cuantumul ajutorului de încălzire în cazul în care se constată, de exemplu, că solicitantul deține un autoturism mai nou de 10 ani sau dacă acesta deține două imobile.